Printre cei afectați de pandemia de coronavirus se numără micii producători care își vând produsele în piața centrală din Râmnicu-Vâlcea. Dacă în urmă cu câteva săptămâni piața era plină de cumpărători, acum cu greu mai vezi câțiva oameni la cumpărături. Comercianții se plâng că în această perioadă le-au scăzut vânzările chiar și cu 70%. Între 11 și 1, așa puțin, dar foarte, foarte puțin pensionarii ei mai cumpără de la noi, de la producători. Foarte puțin. Și restul încercăm să le vindem așa, prin cunoștințe, prin... Livrați și acasă? La colegii, la soții, la servici. Ne mai facem reclamă pe Facebook. Cum putem și noi? Salata o avem la 1,50 lei, la 2 lei, 1 leu. Ceapa verde, 4 fire, 1 leu. Lobă de spanac, 7 lei. Lobă de 1 leu. Și cu toate acestea nu aveți cumpărători? Nu sunt cumpărători, da. Și ce faceți? Cum v-ați adaptat crizei? Ce să vă zic, cred că o să aruncăm o grămadă de salată și de ceapă verde. În urmă cu câteva zile, Ministerul Agriculturii a lansat o platformă online pe care se pot loga toți producătorii din sectorul legumicol din țară care vor să-și vândă marfa către marile lanțuri de magazine. După ce creează un cont de utilizator, legumicultorii pot posta anunțuri cu privire la cantitatea de legume pe care o dețin și vor să o vândă. La această platformă au acces și marile lanțuri de magazine din țară. Astfel ca acest lucru să, în această perioadă, fermierii să-și desfășoare în continuare activitatea pentru a asigura securitatea alimentară a României, se recomandă micilor producători să încarce în platforma www.madr.ro/legume cantitățile de legume de care dispun. Pentru a completa informațiile în portal, producătorii agricoli trebuie să se autentifice prin crearea unui cod de utilizator. După completarea datelor, va fi transmis un e-mail de confirmare la adresa electronică indicată de către producător. După crearea contului de utilizator, se poate trece la completarea anunțului. Unii legumicultori nu sunt prea interesați să încheie un parteneriat cu retailerii. S-a făcut site-ul, dar ne dă extraordinar de puțin pe marfă, nu scoatem nici banii pe... Da, am văzut, dar da. Nu ne scoatem banii pe ea, degeaba. Ne deci, dă, nu e atât, ce să facem? Ne dă foarte mult, dacă la marketul. Dau salata cu un leu? Păi scuzați-mă, nu ne dă niciun numai... leu. Cred că este o mare vrăjeală. Da, este o vrăjeală? Da. De ce spuneți asta? Pentru că acest lucru trebuia să facă de mulți ani. Poate acum se va da seama că trebuie să investească în producătorii locali, nu să se mai aducă de afară. La nivelul județului Vâlcea, în sectorul legumicol, sunt înregistrați în acest moment aproximativ 200 de producători.